5 comune din județul Hunedoara și una din județul Arad au obținut finanțare pentru realizarea și modernizarea rețelelor de gaz metan, proiecte în valoare totală de aproape 180 de milioane de lei, fiind depuse prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, a informat luni Prefectura Hunedoara. Acestea sunt primele trei proiecte de extindere a gazului metan aprobate prin Programul Anghel Saligny în județul Hunedoara, beneficiare fiind primăriile din comunele Certeșul de Sus, Bretea Română și asocierea dintre administrațiile locale din Gura Sada, Burjuc, Zam din județul Hunedoara și Petriș, județul Arad, iar valoarea investițiilor este de aproape 180 de milioane de lei. Observat în ultima perioadă, în ultimii 2 ani de zile, Guvernul României condus de domnul prim-ministru Nicolae Ciucă a făcut pași importanți în ceea ce privește dezvoltarea comunităților. Și dacă am avut 10 unități administrative teritoriale pe programul POIM finanțate pe investițiile de gaz, iată că acum pe celălalt program, pe Anghel Saligny, avem următoarele comune, și anume Zam, Burjuc, Gura Sada, Certeș și Bretea Română. Cele 5 proiecte de aproximativ 100 de milioane de lei. Prefectul Călin Marian crede că în momentul de față alimentarea cu gaz metan nu este un lux, ci o necesitate, și consideră că fiecare hunedorean trebuie să beneficieze de acest serviciu. La ora aceasta nu putem să mai spunem că gazul este, să zicem, un lux, ci este o necesitate și fiecare cetățean din județul Hunedoara ar trebui să fie conectat la rețeaua de gaz. Mai multe pe această temă, dar și alte subiecte interesante puteți afla urmărind după Jurnalul de Știri emisiunea La Subiect, în care este invitat Călin Marian, prefectul județului Hunedoara.